Războiul dintre Consiliul Județean și instituția prefectului capătă valențe personale. Președintele Consiliului Județean are ceva personal cu mine, susține prefectul județului Lavinia Crișu. Invitată în emisiunea Audiența, Lavinia Crișu demontează acuzațiile pe care i le-a adus până acum Vasile Mustățea. Asta mă face să cred, referitor la ce spuneați mai înainte de demiza acestui război, că până la urmă cred că este o miză personală, nu mai este o miză instituțională, deși încă de la început am crezut că e vorba doar de, de cele două instituții în tot ce se vorbea, dar din ce în ce mai mult încep să cred că este un război pur și simplu personal pe care nu cred că eu l-am provocat, că nu văd de ce și cum. Încercările mele de pace au fost destul de multe în de-a lungul vremii, nu pot să spun în ultimul timp, ci de-a lungul vremii, de când sunt eu prefect, dar nu au avut succes. Lavinia Crișu susține că nu știe care este motivul pentru care șeful Consiliului Județean rămâne în poziția de atac câtă vreme l-a solicitat pentru realizarea unor proiecte comune extrem de benefice pentru comunitate. Categoric, o parte din bani trebuiau primiți de la Consiliul Județean. De ce spun asta? Pentru că trebuia stabilită situația juridică a fiecărui monument în parte. Lucru care nu se putea face fără ajutorul Consiliului Județean. De asemenea, erau etapele preliminare pentru a putea accesa mai departe fonduri europene sau ceva de genul ăsta sau de la guvern. Trebuiau făcute SF-uri, trebuiau făcute lucruri care n-ar fi costat foarte mult, dar trebuia ajutorul Consiliului Județean. Și atunci l-am chemat pe domnul președinte la mine în birou când era și domnul director, l-am rugat să vină, am discutat împreună toți trei. Dumnealui mi-a spus că îi pare rău, dar este foarte grăbit și nu are timp și vom relua discuția altă dată. N-am mai reluat-o nici în ziua de astăzi. Deși nu sunt semne că Vasile Mustățea are vreun gând de reconciliere, prefectul Lavinia Crișu este dispusă să uite toate neplăcerile pe care șeful Consiliului Județean i le-a produs până acum. Vă rog să-mi permiteți și mie să-i adresez domnului președinte al Consiliului Județean rugămintea încă o dată de a îngropa securea războiului, de a discuta la o cafea și de a reconcilia absolut toate acestea. Eu sunt dispusă să trec peste toate afirmațiile pe care dumnealui le-a făcut. Doar să facem ceva bun și benefic pentru acest județ.